Salut, prieten! A vorbi despre Rusia este vorba despre țara cu cea mai mare extindere geografică din lume, care a fost scena unui număr mare de evenimente importante de-a lungul veacurilor. Prin urmare, este o țară cu o lungă istorie care are propriile mituri, legende și obiceiuri. Acesta este motivul pentru care vom vorbi în tot acest articol. O mică selecție a celor mai cunoscute mituri, povestiri și legende rusești. Videoclipul acesta este o recomandare de la un membru din comunitatea noastră. Legenda spune că a existat odată un tâmplar umil numit Sergei, care avea nevoie de lemn pentru a lucra. Într-o zi, când avea dificultăți în găsirea unui lemn valabil, a găsit un trunchi perfect pe care l-a luat acasă. Sergei nu știa ce să facă cu el, până când într-o zi i-a venit ideea de a face o păpușă. El a făcut-o, cu atât de multă dragoste și atât de frumos, încât, după ce a terminat-o, nu a vrut să o vândă și a dat numele de Matrioșca. Tânărul și-a salutat creația în fiecare zi, dar într-o zi, și surprinzător, și-a întors salutul. După câte puțin, ei au stabilit o comunicare și o relație bună. Dar într-o zi, păpușa i-a indicat tristețea, deoarece toate creaturile aveau copii, cu excepția ei. Tâmplarul i-a spus că, dacă o dorește, ar trebui să scoată lemnul interior. Ceva ce a acceptat. Sergei a făcut o copie mai mică, pe care o numea Trioșca. Dar cu timpul, Trioșca dorea de asemenea să aibă copii, așa că cu o parte din lemn a făcut o altă versiune mai mică, Osca. Situația a fost repetată cu ea, cu aceea ce Sergei ar face o altă păpușă, de data aceasta cu mustață și aspect masculin, astfel încât ea nu va avea un instinct maternal. Ultimul ar fi numit Ca. Apoi, a pus fiecare dintre păpușe interiorul părintelui său. Zile mai târziu, însă, și spre disperarea lui Sergei, Matrioșca și toți urmașii au plecat și au dispărut fără să mai fie acolo. Una dintre cele mai cunoscute creaturi ale legendelor rusești și slave este vrăjitoarea Baba Yaga, o femeie în vârstă care trăiește în pădure. Legenda spune că această ființă, despre care se spune că se hrănește cu copiii, are dinți de fier cu care poate să rupă cu ușurință carnea. Cu toate acestea, unele dintre reprezentările lor nu sunt întotdeauna negative. Se spune că păstrează apele vieții și ale morții și locuiește într-o casă cu care se mișcă, cu picioare uriașe de rață și unde are drept ornament numeroase cranii umane. De asemenea, aceasta se întinerește de fiecare dată când bea un ceai făcut cu trandafiri albi, recompensându-i pe oricine le aduce. Ea este considerată reprezentativă a limitei între viață și moarte. La fel ca multe alte popoare care se confruntă cu temperaturi scăzute, rușii au de asemenea o legendă care se referă la frig. În cazul său, se referă de asemenea la infidelitate și trădare. Este vorba despre legenda lui Zgroia. Această femeie aparent tânără și atractivă este un spirit furios care urăște sexul masculin din cauza înșelăciunii pe care partenerul ei i-a făcut-o. Deși în alte versiuni, ea este o divinitate care pedepsește actele de infidelitate. Unele legende rusești ne spun despre invazia pe care au suferit-o în antichitate din partea mongolilor. Mai precis, unul dintre ele se referă la dispariția orașului Chitez. Potrivit legendei, prințul Vladimir a fondat două orașe, numit Mali Chitez și altul care urmea să primească numele lui Bolșoi Chitez. Cu toate acestea, mongolii au invadat prima, făcând prizonieri în timpul procesului, care au ajuns să mărturisească cum să ajungă la al doilea. Odată ce au ajuns la împrejurimile lor, ei au contemplat că acest oraș nu avea pereți sau structuri defensive,
pe care l-au atacat imediat. Cetățenii disperați s-au rugat pentru mântuirea lor. Cu toate acestea, înainte ca atacatorii să vină în oraș, apele au fost înghițite, scufundate în lacul Svesloiar și salvându-l din atac, făcându-l invizibil. De atunci se spune că doar cel mai curat poate găsi acest oraș. Una dintre minunile naturale considerate ale Rusiei este Man Papunior, care are și propria legendă. Legenda spune că oamenii din Mansi trăiau în acei munți. Șeful statului avea doi fii, dintre care una era o fată care s-a îndrăgostit de unul dintre giganții din zonă, pe nume Torev. El i-a cerut aprobarea tatălui ei, dar tatăl ei a refuzat. Furios, gigantul a chemat 5 frați și împreună cu ei a încercat să o răpească pe fată și a început să atace orașul. Locuitorii au fugit, cerând ajutor din partea spiritelor. A doua zi, ceilalți fii ai conducătorului au poruncit unui grup de războinici să se confrunte cu ei. Aducând tânărului o sabie magică, acordată de spirite și un scut. Tânărul ridică sabia și din ea se aprinsese o lumină care transforma pe cei 6 giganți în piatră. Dar împotriva utilizării sale, presupunea că și purtătorul său ar face acest lucru. Acesta explică de ce există 7 monturi observabile în Ural. Ideea unui paradis pământesc nu este exclusivă pentru una sau două religii, ci este împărtășită de un număr mare dintre ei, inclusiv ruși și alți slavi. În acest sens, una dintre cele mai cunoscute legende este cea a insulei Buian. Insula asta servește ca un refugiu pentru soare și vânturi, precum și pentru călători. De asemenea, găsim pe această insulă ape de vindecare generate datorită pietrei, alături și fetei Zaria, care vindecă rănile. Pe insulă, de asemenea, salvează sufletul lui Coschei Nemuritorul, care și-a despărțit sufletul de trupul său și l-a pus într-un ac, în interiorul unui ou care se află în interiorul unui vas, care se află în interiorul unui iepure, care la rândul său se află într-un trunchi îngropat în ramurile unui copac. Dacă cineva se face cu acel ou sau ac, are o putere aproape absolută asupra vrăjitorului, deoarece dacă ar fi fost distrus, Coschei ar muri. Una dintre legendele rusești, care fac referire la o perioadă istorică, chiar înainte de crearea Kievului, este Herina lui Satko. Veche epică rusească și în general transmisă în versuri. Istoria ne spune cum un tânăr guslar, muzician care joacă gusli, un vechi instrument tradițional rus, de la Novgorod și-a făcut jocul în viață, lucru pe care l-a făcut cu mare pricepere. Cu toate acestea, a venit un moment în care alți muzicieni au venit în zonă și puțin câte puțin, Zatko a început să-și piardă clienții, până când nu era angajat. Într-o zi, întristat de sărăcia lui și înainte ca nimeni să nu-l angajeze, el a început să se joace pe malurile lacului Ilmen. După ce a trecut de mai multe ori să atingă Ilmenul, într-o zi, Dumnezeul apelor lacului a apărut. El a spus că l-auzise să se joace și a vrut să-l ajute în situația dificilă. El a propus că data viitoare să meargă în oraș și să-l cheme la muncă. Trebuia să se asigure că pe lac erau pești cu aripioare de aur și să parieze cu negustorii despre cine au existat. Tânărul a făcut-o și spre uimirea tuturor, atunci când tânărul și cei care au pariat împotriva lui au plecat într-o barcă de pescuit. Au descoperit că în mod eficient, atunci când au colectat plasele, au reușit să prindă o cantitate mare de pește de aur. Când peștele și profiturile obținute prin pariu, tânărul devine în curând un negustor de mare bogăție. Cu toate acestea, într-o seară când se întorcea cu barca, tânărul își reda muzica din nou. Apele s-au scuturat, furioase și pe cale să scufunde nava. Satko a crezut că zeul apelor a vrut ca el să-și împărtășească profiturile. Mulțumită lui a câștigat. Așa că a aruncat mai multe butoaie cu bogăție fără să aibă vreun efect. Marinarii au răspuns că poate zeul dorea un sacrificiu uman. Și după ce s-au răsculat de mai multe ori, inevitabilul s-a întâmplat cu Satko.
Tânărul s-a aruncat în apă și l-a găsit pe zeu, care vrea să-l joace în palatul său. Acolo, muzica lui Sadko a făcut dansul gigantic cu o mare frenezie. Dar într-o zi un bătrân a venit la palat, în timp ce tânărul se juca și a spus asta. Puterea dansului zeului a provocat umflături mari. Sadko a decis să nu se mai joace pentru a evita acest lucru, distrugând funile cu o modalitate de a se justifica. După aceea, el a cerut zeului să se întoarcă în țara sa, despre care zeul a renunțat în cele din urmă. Unele versiuni, zeul lacului încearcă să ofere o soție să rămână, la ceea ce, după ce bătrânul a avertizat, pot să scap de a alege ultima și cea mai tânără dintre fiicele sale, cu care nu a terminat și după ce divinitatea el a eliberat din serviciul său. Videoclipul acesta este o recomandare de la un membru din comunitatea noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și videoclipul acesta.